în ecuație. 3 pe 2 totul la x mai mic decât 2 pe 3 totul la x. Deci să rezolvăm în numerele reale i în ecuația asta. Țineți minte, prima a fost în 2 timp, se făcea în maxim, în cât să zicem noi, într-un minut. Mai mult de un minut nu dura. Iar asta în cât? Jumătate de minut. Că n-ai vedea decât așa, 1 minus a pătrat egal 0, a 1, 2 egal plus minus 1. Scurt. Acum să rezolvăm asta. Ce fel de inegalitate avem aici? O inegalitate exponențială. Baza la una este 3 pe 2, dar este 2 pe 3. Adică inversă. Ca să fie aceeași bază, scriu aici 3 pe 2 totul la x mai mic decât... Și când am vorbit de fracții, dragilor, am tot vorbit operații cu mulțimea numelor raționale în Q, ce înseamnă puteri cu exponent negativ. Deci toate sunt puse acolo, le găsiți în lecția. De asta îi spuneam lui Cristi Cuceac. Cristi, eu am construit videomanualul matematic, la vremea aceea aveam vreo 50 ceva de lecții, 49 sau 50 de lecții, așa, și am spus, Cristi, m-am dus până la clasa 12, am baza pe care eu pot desfășura tot felul de subiecte. Dă-mi oamenii să mă apuc de treabă. Iar acolo unde simt că ei au greutăți, desfășor mai bine, desfac și mă duc mai în interior. În sfârșit. Deci când am vorbit așa, v-am spus că 5 pe 2 la minus 1 este egal cu 2 pe 5. Și am explicat de ce. 2 pe 5 la 1. Dragilor, da? Deci am explicat exact ce și cum. Găsiți acolo în lecții de ce se întâmplă chestia asta. Ei, haideți să mă întorc acum și să vă spun așa. Ca să fie aceeași bază, spun 3 pe 2 la puterea minus x. Am întors fracția și am schimbat semnul exponentului. Adică, hai să vă spun cum vine chestia asta. De unde vine 0 minus x vine asta. De unde vine scăderea a două putere? 0 minus x înseamnă, să zic, 3 pe 2 la puterea cât 0, supra 3 pe 2 la puterea minus x. Da? La puterea x, pardon, la puterea x. Cum sunt par două puteri care au aceeași bază, copii? Baza scade exponenții. Dar asta face 1. Și atunci pot să spun că este 1 supra 3 pe 2 la x, care înseamnă, cum sunt par două puteri care au aceeași bază? Înțelegeți prima cu a doua inversată. 2 pe 3 la x. Iată că m-aș fi explicat acum. Deci am avut răbdare să vă și explic. Cu alte cuvinte, am așa. 3 pe 2 totul la x mai mic decât 3 pe 2 totul la minus x. Și acum, știind funcția exponențială, monotonia sa, am așa. Despre funcția f de x egal cu a la x, dragii mei, am următoarea situație. Dacă a e mai mare ca 1, funcția f este crescătoare, strict crescătoare. Și dacă ai mai mic ca 1, f strict descrescătoare. Dar spuneți voi acum, domnule profule online, nu înțeleg nimic ce spui acum. Zici, tâmpel, și crescătoare și descrescătoare. Și vrei să spui cu asta, nu? Păi ce vreau să spun? Dragul meu, trebuie să am răbdare cu tine și te fac să înțelegi. Până la urmă trebuie să descoperim și noi, odată și odată, cam ce a vrut autorul cu subiectul ăsta. Deci, el pune chestia aceea și să afli x-ul, parcă, să se rezolve inecuația aceea. Iată-mă pe mine în momentul acesta să vorbesc un pic de monotonia funcției exponențiale. Deci, monotonia funcției exponențiale. Și am să iau funcția f de x egal cu 2 la x. Și vreau să văd corespondența. Să fac tabelul de corespondență. Ce am făcut aici nu e suficient. Trebuie să spun f e definită pe f
Adică X, X-ul poate fi orice în fel de număr, nu? X și de la minus infinit la plus infinit. Am să dau orice valoare, 0 încep, când 2 la 0 face 1, 1 când 2 la 1 face 2, 2 la 2 face 4, 2 la 3 face 8, 2 la minus 1 face 1 pe 2, 2 la minus 2 face 1 pe 4, și așa mai departe. Cu cât X se duc spre minus infinit, face 1 pe 8, 1 pe 16, se duce spre 0 aici, da? La minus infinit va fi 0. Și dacă vrem să și vedem ce fac Y-ii, dragilor, ce fac Y-ii în perioada asta? De la 0 tot cresc, tot cresc, 1 pe 4, 1 pe 2, 1, 2, 4, 8. Deci funcția este strict crescătoare. Adică ce vreau să spun? Din X1 mai mic ca X2, din X1, din minus 2 mai mic ca 0, 1 pe 4 e mai mic decât 1. Rezultă că 1 pe 4, deci X, 1 mai mic decât X2, rezultă că imaginea, adică F de X1, mai mic decât F de X2. Indiferent la care X1 și X2 ne oprim noi. Da? La orice X ne-am oprit, totdeauna din X1 mai mic ca X2, F de X1 mai mic decât, atunci e crescătoare. Y și sunt în ordine crescătoare. Deci a vorbit că Y și sunt în ordine crescătoare este chestia asta de stabilit. Deci, dacă din X1 mai mic ca X2, și datorită injectivității, merge foarte tare și înainte și înapoi chestia asta. Bun, asta se întâmplă oricare ar fi X1 și X2. La orice 2X ne oprim, nu se întâmplă. Dacă însă, asta când zic 2 la X, dacă voi vorbi de funcția cealaltă, când baza e subunitară, situația cealaltă, atunci Y s-or aranja în ordine descrescătoare. Ia să vedem cum adică. Deci dacă noi vorbim de f de x egal cu 1 pe 2 totul la x, da? Atunci se întâmplă x de la minus infinit la plus infinit așa, y-ii care sunt aici și am 0. 1 pe 2 la 0 face 1. 1. 1 pe 2 la 1, 1 pe 2. Le spuneam acum cu cine am stat de vorbă, cu doamna Gânța, cu cine am mai stat acolo, doamna... Le spuneam cu doamna Gânța asta mai mult de vorbă. Spuneam, doamna Gânța, 3 ani și jumătate mi-a fost foarte, foarte greu. Extraordinar de greu. Dacă vreți să fiu sincer, atât material, ca să nu ai nicio sursă de venit în toată perioada asta, dar mai ales sub forma aceea sufletească. Mi-a lipsit copiii. Mi-a lipsit creta din mână. Asta a fost groaznic, groaznic. Nu întâmplător a trebuit să iau tabla asta și să mă retrag aici, pentru că mă vedeți că mă aflu. Să rup din răsputere ca într-o măsură cât de cât să mențin mâna. Nu mi-a fost deloc ușor. Asta a fost așa echivalent a ceea ce înseamnă crimă. Deci colegii mei au produs această crimă conștienți. Deci nu că faci un rău cuiva din inconștiență, ci o faci premeditat. Numai pentru faptul, și îmi spunea doamna Gânța, știți ce acum când mă privesc în urmă și mă uit la dumneavoastră în momentul de față, am sentimentul că ați fost tot timpul ați fost tot timpul mult mai în față decât toți ceilalți. Și atunci am spus, știți ce? Băiatul meu care mi-a fost elev în bancă, mi-a spus așa, tata, te-am urmărit ca elev încă din clasa a 5-a, a 6-a, cât am stat în bancă, la școala generală până am terminat liceul și am ajuns la următoarea concluzie. Tu ai fost totdeauna cu 10 ani în față decât toți cei din jur. Și atunci, tot timpul într-un conflict, un veșnic conflict. Un veșnic conflict. Și mă gândeam acum să poate termina conflictul? Nu. Nu, probabil că așa vă rămâne. Pentru, probabil că de acum o altă idee va apare, habar n-am care, chiar dacă asta se va implementa, o alta care mă va ține tot în față și voi fi tot în conflict. Ei nereușind să înțeleagă. Asta e drama mare. De fapt,
Este exact ce spunea Iustin Capre. Mă rog, păstrându-o proporțiile, că la... eu n-am decât așa zvâgniri din când în când. Iustin Capre spunea că viața unui inventator este aceea a celui nemulțumit într-o continuă căutare. Tot timpul în avangardă, tot timpul în față, tot timpul cercetând ceva, tot timpul spunând, haideți după mine, haideți că pe aici e drumul. Și cu pietrele stau în mână și arunc după el. Să vedem mai departe. Doi. Unul pe patru. De ce? Unul pe doi la a doua, unul pe patru. Trei. Unul pe opt. Ah, la intrare, la ușă, am văzut și pe pe profesorul de informatică, bietul de el, părât de informatică. Un nei ca nimeni, care acum am înțeles că e director, după succesul avut acela de mă fi îndepărtat, și este cel care m-a strâns de gât fizic. Când am țipat în școală, au ieșit clasele, deci m-am întâlnit cu agresorul. În tânăr a avut aproape 40 de ani, cred eu, acum. De pe poziția directorului, nu de așa cum eram buzunar. Ciobănește, curat. Ce ne facem cu aceștia? Că, iată, e împânzit învățământul de nei ca nimeni. Și cum să-l pui prin față pe o nulitate? Când profesor de informatică, dacă are... nu știa să facă schema logică, schema logică a ecuației de gradul 1. Sau de gradul 2. Nimic. Abar n-avea. Era deci intră la o clasă de a 10 de informatică, a noua 10-a, și într-a 10-a, mă rog, fusese numit, tocmai că au zis că eu sunt și profesor de informatică și să mă contrabalansez, o gândit ei, băi, păcăm, vine un tânăr de informatică, îl rupi pe ursul, că nu poate să se bage el cu informatica. Eu din culise chiar îi ajutam pe copii, mă zice, hai mă să facem o schemă logică, să vedem ce știți voi prea informatică. Păi da, informatica destul de bine și la un anumit nivel, ca de aceea copiii mei sunt, toate sunt acum, elevii mei. Și el, bun instigator, excelent instigator, cu clasa, eu zic, băi, nu, haideți să pun, mergem în excursii și pe doi, băi, deși, bă, trac așa de gurs, așa, e greu, doamne, băi, las că vă dăm afară, mă. Voi nu învățați nimic, pe toți nu vă poate lăsa repetenți. Nu învățați toată clasa, nimic. Puteți? Hai de mine, acum să nu putem, doamne, doamne dirigente. Din mâine încolo, lipsesc pe la oare, așa. Nu învățați nimic, nimic, n-are încotro. Ori vă treci pe toți, de la asta nu vă poate lăsa mă pe toți, înțelegeți? Gata, am înțeles. Atunci lucrarea fiind făcută, când s-au copt condiții total, ei vedeam că nu mai învață loc, 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 loc. Știam că sunt instigați. Dar mai aveam o fetiță acolo, care era mai bunișoară, care încerca ceva. A fost și atrasă jos, a intrat în echipă, că altfel îi dădeau în cap celalți. Și a apărut momentul când m-a scos de la clasă, ca fiind un profesor slab. Nu știu carte. Scris pe ușă, grevă generală, nu te vrem profesori, tabla era plină, așa. A stat o săptămână sau două săptămâni pe afară, prin curtea școlii. Ce să mă povestesc? Iată-l, instigatorul, acum director a dus, că directorul Remus, și o simți nevoia să-l aduc mai director ajung, pentru că, na, pusese un umărul omul, și-a făcut o treabă bună. Haideți, vedem mai departe. Și așa mai departe. Minus 1. 1 pe 2 la minus 1 fac 2. Minus 2. 1 pe 2 la minus 2 însă întoarce și face 4. Aha! O albină, îi trebuie noi să dea, dacă mă țin sună de gât. Mă înțeam acum. Tu, totodești. Trebuie să-mi iau mască. Deci uitați, acum Y-ce cum sunt așezați? Minus 3. 8. 8, 4, 2, 1, 1 pe 2, 1 pe 2. Descrescător. Deci nu mai ordine crescătoare, ci descrescătoare. Așadar, dacă baza e mai mică decât 1, Y-ii sunt din X1 mai mică ca X2, Y-ii care apar nu respectă, nu respectă sensul același de creștere. Din X1 mai mic, Y1 nu mai mic decât Y2, ci F de X1
mai mic decât f de x2. Mă aveți întrebat de ce nu am dat în judecată? I-am dat. Dar cine e? M-a întrebat la anchetă. Domn profesor, dar aveți martori? Că nu știu, tot era aranjat. Cine să fie martori? Nici nevastă mea, dacă a fost pe gol, nu putea să recunoască. Așa era situația. Deci problema era complicată, da. Tot era regie, tot era pus la punct. Deci în momentul când mă strâns de gât, am țipat-o, ieșit clasele, și Remus a zis, știi ce? Și uite, acum a zis, l-a luat, îl bate pe ăsta și îi desparte acum. Da. Haideți să vedem acum aici. Deci din x1 mai mic ca x2, rezultă că f de x1 mai mare ca f de x2. Deci sensul este invers. Așadar, ce fel de bază am aici? 3 pe 2. 3 pe 2 este o bază supraunitară. 3 pe 2 mai mare ca 1. Și atunci, sensul inegalității între exponenți se păstrează. Uitați, când baza e supraunitară, dintre y și dintre argumente, dintre exponenți, se păstrează. Deci e clar că voi spune x mai mic decât minus x. X mai mic ca minus x. Da? Deci, dacă și numai dacă, x, adică x1, mai mic decât x2. X mai mic, ce înseamnă? Că 2x mai mic ca 0, asta înseamnă x mai mic ca 0. Adică, x aparține de la minus infinit la 0. X aparține la minus infinit la 0. Iată subiectul acesta corect făcut. Dragilor, sigur că tu, Viorele, n-ar fi trebuit să ai niciun pic de emoții. Doar atât trebuia să faci. 3 pe 2 la x mai mic decât 3 pe 2 la minus x, 3 pe 2 mai mare ca 1, rezultă că 2x mai mic ca 0, x mai mic ca 0, x aparține minus infinit 0, terminat, ești. Cât durea? Jumătate de minut. Ce am făcut eu acolo nu e altceva decât o aducere a minte a ce trebuia să știi tu ca suport teoretic. Eu am făcut funcția exponențială. Ia spune-mi tu încă o dată dacă ai avut șansa asta să fie parcurs subiectul, nu? Ai fi reacționat foarte, foarte, foarte ușor. Să fie parcurs prof online. Ai fi avut o șansă mult. Se dă binomul următor. Ai tu două? Nu mă lasă. Trebuie să-mi pun masca. Se dă binomul. E 4 acum, da? 4, care spune determinați numărul termenilor raționale. Determinați numărul termenilor raționale din 1 plus radical din 2 la puterea a 10. Eu sunt convins că o parte din voi nici nu știați ce înseamnă termen rațional. Dar dacă voi ați fi parcurs lecțiile, la un moment dat când am vorbit de numere raționale, e vorba de fracții, dragilor. Deci, dar prezența radicalului înseamnă cine aici? Radicalul ăsta înseamnă radical din 2. Se cheamă numere iraționale. Să știi că radical din 2 nu poate fi făcut fracție. Deci totdeauna radical din 2 nu aparține lui Q. Dacă aș vrea să fac o demonstrație acum, cred că aș reuși. Am un pic de emoții, dar sper să presupunem. Demonstrație să faci prin reducerea noastră. Demonstrație. Presupunem că radical din 2 ar fi o fracție de forma mpn. Mpn care nu s-ar mai simplifica. Se cheamă ireductibilă. Ireductibilă. Este nesimplificabilă. Dacă s-ar putea simplifica, o simplific până nu se mai poate. De tipul 3 pe 4. Nu se mai simplifică. Dacă radical de 2 o aranjez așa, deci eu nu sunt de acord.
presupun că radical din 2 ar fi fracții. Și atunci trebuie să scriem așa. Adică m-am membru la pătrat și apare că 2 egal cu m pătrat supra n pătrat. Ceea ce înseamnă echivalent cu a zice că m pătrat egal cu 2 ori n pătrat. Deci, iată, e m pătrat, e 2 ori n pătrat. Dacă am ceva la pătrat scris ca multiplu de 2, nu se poate decât dacă e el la bază multiplu de 2. Deci dați-mi mie un exemplu de număr, de un pătrat perfect, care e multiplu de 2, fără ca numărul de bază să fie multiplu de 2. Să luăm un pătrat perfect. 9. 9 e multiplu de 2? Nu. Hai să luăm altul. Care? 16. 16 e pătratul cui? 16 e multiplu de 2? Este. E 2 ori 8. Dar 16 e pătratul cui? A lui 4. Deci 4 este multiplu de 2. Deci, să ne înțelegem, nu există nicio situație în care un pătrat să fie multiplu de 2, fără ca el să fie multiplu de 2 în sine. Da? Și atunci de aici rezultă că obligatorul M este 2P. M e 2P. Dar dacă M e 2P și înlocuim, M pătrat cât va fi? În loc de M pătrat punem 4P pătrat. 4P pătrat este egal cu 2N pătrat. Împart printr-un 2 și ar fi că 2 pe pătrat egal cu 1 pătrat. Ceea ce îmi spune mie că n pătrat e altfel în situația ca fiind 2 ori ceva. Dar dacă n pătrat e 2 ori ceva, înseamnă că n este de forma 2q. Nu e de forma 2q. Iată acum fracția. Atunci, radical din 2, care era de forma m pe n, este acum m-ul 2p, vine 2, m pe n, cum am spus, ireductibilă, și m pe n, m înlocuim acum cât vine, 2p supra 2q, simplificăm prin 2. Deci cum este acum? M pe n, reductibilă. Păi, frate meu, ce se întâmplă aici? Am spus că e ireductibilă, că așa am plecat și mi-a dat urmă, că e ireductibilă. E o tâmpenie. Absurd. Absurd. Dar știți de ce am venit tâmpenia asta? Fiindcă am îndrăznit să cred eu că radical din 2 poate fi sub formă de fracție. Deci rezultă de aici că presupunerea făcută. Deci de aici rezultă. Că PP, presupunerea făcută este falsă. Și să nu mai îndrăznesc eu vreodată să mă gândesc că radical din 2 ar fi fracții, că eu de la așa ajung. Deci ce trebuie să țin de aici minte? Deci să vedeți că radical din 2 nu este fracție. Radical din 2 nu aparține lui Q. Deci clar, nu este fracție. Că dacă presupui că ar fi fracții, uite, tâmpenia la care ajungi. În concluzie, a demonstra, a găsit toți termenii din dezvoltarea asta, care sunt raționali, adică care sunt fracții, care nu au radical. Dragilor, hai să ne înțelegem, hai să luăm ușor. 1 plus radical din 2, totul la puterea 10. Ar avea așa în desfășurare cam 11 termeni, dacă mi-am amintesc eu bine. Nu știu foarte bine, dar hai să o luăm ușor. Unul, să o luăm ușor, pentru că au trecut atâta vreme și eu, dacă n-am mai pretat, am uitat o serie de lucruri. Aici trebuie să mă duc la binomul lui Newton. Deci ar trebui să-mi amintesc formula A plus B, totul la N. Dar cum nu-mi amintesc foarte repede, o iau ușor. A plus B totul la a doua. Face A la a doua plus 2AB plus B la a doua. Deci 1, 2, 1 sunt coeficienții. Deci 1, 2, 1. La a treia, a plus b totul la a treia este egal cu a la a treia plus 3a pătrat b plus 3ab pătrat plus b la a treia. Dar vei spune voi, de unde știu așa repede? Păi, dragilor, c
ce înseamnă A plus B la a treia? Înseamnă A plus B la a doua pe care o am, mulțit odată cu A plus B. Ce înseamnă la a doua? A plus B ori A plus B. Și veți vedea că ajungeți acolo. Așa se demonstrează, așa se găsesc formulele astea. Tot jocul este de la un loc încolo să ții minte niște șmecherii. Iată, dacă îți zic la a doua, pleci de la la a doua, A o scăzut la a întâia, vine B-ul și-l ajută, A o dispare că descrește ușor, ușor, și vine B la a doua. Când aflu A plus B la a treia, vine A la a treia, A o scade un pic la a doua, vine B, o zice, lasă-mă, te ajut eu, stai liniștit, tot trei facem. A o zice, eu mă topesc un pic, nu-i nimic, vine eu și fac la a doua, 1 și 2 fac 3. Și zice, aici am dispărut, foarte bine, să fii sănătos. B la a treia este aici. Dragilor, iată coeficienții sunt aceștia, 1, 3, 3, 1, pentru că la a treia. Hai să facem A plus B la a patra. A plus B, totul la a patra, este egal cu 1 ori A la a patra, plus 4 ori A la a treia B, plus 6 A la a doua B la a doua, plus 4 A B la a treia, plus 1 ori B la a patra. Tehnica este aceeași. 4, 3, 2, 1 și nimic. În vremea asta, B la a întâia, B la a doua, B la a treia, B la a patra. Gata, am prins chestia asta, o știu. Ce nu știu eu cum se fac și jocul 1, 4, 6, 4, 1. Coeficienții ăștia n-am descoperit. 1, 4, 6, 4, 1. Dragilor, priveți cu mai cu atenție așa. N-ați priceput, așa e, n-ați descoperit. Am să pun aici 1 deasupra. La a doua, 1, 2, 1. La a treia, 1. 1 și cu 2, 3. 2 și cu 1, 3. 1. Pe urmă, 1. 1 și cu 3, 4. 3 și cu 3, 6. 3 și cu 1, 4. 1. Cât de ușor și frumos este. Deci, cum să obțin pentru la a cincea? Încep cu 1. 1 și cu 4, 5. 4 și 6, 10. 6 și 4, 10. 4 și cu 1, 5. Și cu 1, 1 la sfârșit. Pentru la a 10 ar trebui să fac tot triunghiul ăsta, triunghiul lui Pascal se cheamă ăsta, ca să văd când se ridic la a 10 ce se întâmplă. Deci, după tehnica asta, am înțeles acum că ar trebui să ridic la puterea a 10. Da. Nu fac toată minunea asta că mă prind de noapte. Și atunci a apărut o idee. 1, 2 și 1 ăsta, eu putut scrie, s-au putut scrie cu ajutorul combinărilor. A plus B, totul la a doua, este egal cu combinări de 2, că la a doua, luate cât e 0, combinări de 2 luate cât e 0, A la a doua, plus combinări de 2 luate cât e 1, A la a întâia, B, și plus combinări de 2 luate cât e 2, B la a doua. Acum, când scriam chestia asta, mi-am amintit de renumita comisie pentru... Nu era intitulat așa. Pentru presupusele abateri pe care le-am săvârșit eu. Una dintre abateri era aceea că nu predau atletica din programă, că nu folosesc manualul. Că eu vedeți, mă folosesc așa din ce am în minte. Și cum să nu folosești manualul? Atunci manualul pentru ce a fost scris? Și atunci, iată că motiv de sancțiune. Că de ce nu mă țin de programă liter? Păi dacă avem copii foarte slabi, mă ducem să fac tabla mulțirii cu ei, că acolo era treaba. Că de acolo trebuie să pornești să urci înapoi. Am înțeles că acum nu alegi să lasă libertatea să te adaptezi clasic, altfel e jale. Și cea mai mare durere a mea a fost aceea că un profesor ca de talia lui Dan Zaharia să fie președintele comisiei, un